Ce se întâmplă cu voi? Revenire după cât timp? După, nu știu, cât, 4 ani sau cam așa ceva. Da, cam 4 ani. Eu ultima dată cred că v-am văzut în Fire odată. Cred. Era un proiect? Era un side project care se chema Fobia și care mai continuă și acum. Proiect alternativ. Nu era chiar Diezire. Era în perioada în care întrerupsesem Diezire pentru că Victor era plecat în America. Ce urmează să se întâmple cu voi? Perioada care vine va aduce un album, va aduce concerte? Va aduce concerte în principal și, mă rog, teoretic o să fie și un album, dar nu știm exact când. Bănuiesc că faptul că sunteți în seara asta aici cu Samuel înseamnă mult pentru voi, mai ales că și voi aveți foarte multe elemente cu clape, cu chestii samplere și alte chestii astea. Bun. Nu mai avem. Nu mai aveți? Eu așa știam, nu mai e? Nu, nu mai sunt. Nu, dar înseamnă mult pentru că, mă rog, e o trupă care ne place și na, normal că e ceva să cântăm cu ei. Albumul care o să vină o să fie black metal? Da, o să fie tot în genul muzicii pe care o cântăm acum, na. Dar nu știu exact să zic foarte clar. Probabil că o să fie black metal cu death, cu, na, cum cântăm noi. Următoarele concerte, cam pentru ce perioade le preconizați? Păi, nu depinde de noi. Noi suntem dispuși să cântăm cât mai mult acum, mai ales după o pauză de atâția ani, dar când vom fi invitați, vom cânta cu plăcere oriunde. Lumea vrea să vă găsească pe net, există pagină de MySpace, există site? Avem o pagină pe MySpace de vreo 6-7 luni, myspace.com Diezire România, așa se numește, și site-ul nostru e diezire.ro. Ok. În legătură cu pauza asta foarte lungă, vă simțiți din nou în vână, să zic așa, sau e mai greu cu revenire? Ideea e că și anul trecut am avut câteva concerte, Victor se întorsese pentru o perioadă de vreo 3-4 luni și am reînnoit toate piesele care le aveam de mai demult, am mai schimbat, le-am mai repetat și acum bănuiesc că ne simțim mult mai bine decât în perioada în care el plecase vreo 3-4 ani și nu mai apucasem să facem niciun fel de... Trupa în ce an s-a înființat? În 1995, deci avem 11 ani. Cum vi se pare scena metal de cum era în 95 și cum e acum la 11 ani diferență? E bine că parcă s-au mai cernut niște formații, au mai dispărut cele care nu erau foarte serioase, să zic, și acum e bine că totuși au început să mai fie și concerte cu trupe din afară. Ca organizare, mi se pare o mare diferență. Eu am și atunci la festivalul și la... Mi se pare totuși o mare diferență de seriozitate în abordarea fenomenului în sine. Bineînțeles, și asta normal că a progresat. Atunci era tot făcut pe genunchi, nu era nicio chestie sigură. Dai seama că ești genunchi? Da, era îngrozitor. Și acum, nu știu, eu sper că într-un an, doi chiar se pună bine tot pe roate și să fim măcar ca nivelul celorlalte țări din Europa de Est. Deci e destul de greu să... Ce s-a întâmplat în ultimul timp oricum e cumva amețitor. Adică anul ăsta au fost extraordinar de multe trupe, de la Soulfly, Megadeth, Tiamat, Lake of Tears, o grămadă. Mai urmează Cannibal Corpse, Napalm Death. Așa, dintre trupele care se pare că o să mai ne viziteze, cu care v-ar plăcea să mai cântați? Toate trupele anunțate că vor veni la începutul anului viitor sunt interesante, mai ales că am copilărit cu ele și ar merita văzute. Dar sperăm să continue tot așa, să nu fie doar o explozie și atât acum. Există un videoclip pe care l-aveți în plan pentru perioada următoare? Există un videoclip pe care tocmai l-am terminat și care o să ruleze acum înainte de cântarea noastră. Și... Ați încercat să-l dați la vreo televiziune? Păi încă nu, că abia acum câteva zile l-am terminat de făcut, deci... Îl dăm noi, că oricum, că în afară de lenții, suntem singurii care difuzăm muzica asta în România, deci vă așteptăm cu el. Ținem legătura și vi-l aducem, sigur. Okay. Un mesaj așa pentru cei care s-au uitat până acum la voi și, nu știu, să le zice așa. Să ne urmărească în continuare, să vină, să ne vadă. Da, să vină în continuare la concerte și să intre pe site, că găsesc acolo toate știrile și o să găsesc și videoclipul ăsta nou și probabil că, mă rog, când o să fie clar cu albumul, o să facem un fel de concurs pe site
O să punem melodia asta, Shadowboxing, la care avem și videoclip, o să o punem pe track-uri separate și cine vrea o să poată să facă un remix la melodie și cel mai, nu știu, cel mai bun sau care o să ne placă cel mai mult o să intre pe album. Super tare. Pentru trupele care se apucă acum de cântat, trupele de puștani de 17 ani care oricum sunt din ce în ce mai bune și ca valoare și ca instrumente și ca... Așa, un cuvânt pentru ei. Ce pot să zic? Noi suntem foarte buni prieteni. De când ne-am cunoscut, am fost tot timpul împreună și cred că asta a contribuit foarte mult la sudarea acestei formații și la faptul că a rezistat 11 ani. Și sperăm să mai continuăm cât mai mult. Și eu zic asta, prietenia dintre noi a contribuit și la seriozitatea cu care am abordat celălalt, mai multe etape ale acestei dezvoltări muzicale, să zic. Ok. Doamnelor și domnilor, Diesire, o să vedem cu ei și o piesă pe care o să o filmăm noi la concert. Ați înțeles care e mesajul lor? Fiți prieteni, țineți-vă de treabă, munciți și astfel veți ajunge și voi la cel puțin 11 ani de activitate.